Lupescu desfinează acuzaile lui Burleanu, nu tine se piard cu demnitate. Ies scântei în competia pentru preedinia FRF. Cu câteva zile înaintea alegerilor, principalii candidai, Ionul Lupescu și Răzvan Burleanu, au lăsat menuile acasă. Fostul mare internațional i-a demontat la miezul nopții toate acuzaile aduse de eful FRF, la o emisiune televizată, conform cărora Cheiserul nu ar fi demisionat de la UEFA. Ca de obicei, a zisele dezvluiri bine împachetate, într-un stil politic de anii 50, ale președintelui FRF nu sunt altceva decât minciuni prin omisiune. Răzvan Burleanu s-a folosit de un răspuns punctual cerut de la UEFA pentru a evidenia, în stilul lui caracteristic, o supoziție falsă. Adevărul complet este următorul: pentru reprezentanții top management, demisia presupune o predare de gestiune care durează o perioadă de timp mai îndelungat, a explicat Ionul Lupescu, într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook. Acesta a explicat ce, din cauza intrării în competiția electorală, plecarea irreversibil nu a mai putut fi finalizat, singura soluție fiind inactivarea funcției până la definitivarea plecării. Aceasta a fost, de altfel, recomandarea departamentului de HR al UEFA, lucru care va fi confirmat în curând. Se va dovedi, astfel, ce, din disperare, Răzvan Burleanu nu doar ce a manipulat încă o dată opinia publică, ci a amestecat într-o competiție internă numele UEFA, a adugat Lupescu. Reconfirmi pe această cale ce nu mă voi întoarce la UEFA, indiferent de rezultatul alegerilor din 18 aprilie, pentru ce ceea ce am spus în această campanie a fost 100% adevărat. Din nefericire pentru tânărul cu zero rezultate în fruntea FRF, toate aceste tactici ieftine de manipulare contientă cinica opiniei publice nu îl vor ajuta să mai câștige un mandat. Dânsul nu va pleca prin demisie de la FRF, ci prin vot, încă după primul tur. Din toată această mascaradă în ce, până la urmă, domnia sa a minat de două ori. I acum, i atunci când spunea ce eram cezut în disgraie la UEFA. Dacă oamenii de acolo nu mei mai voiau, cum îi explic noile lui acuzai ce nici nu am plecat de la UEFA? Răspunsul nu este decât unul, se încurc în propriile lui minciuni, până la nivelul cel mai de jos al unui om care nu poate pierde cu demnitate, a concluzionat componentul generaiei de aur. Conform unor sondaje realizate de un președinte de HF Asociația Județeană de Fotbal, date publicite de agenția de Press News, Ionul Lupescu va câștiga din primul tur alegerile care vor avea loc pe 18 aprilie.